Tot ce ne rămâne e să traversăm muntele Prințeselor. Și pe o pantă de 50 de grade, pe o râpă în care zăpezile par niște torenți, traversând înalte păduri de braz, lăsând în urma noastră câteva cabane, în 2 ore ajungem pe culmea denumită Palanca, Pavăza. Își poartă bine numele pentru că ne simțim ca într-o fortăreață. Cerul este senin, suflă un vânt rece, crâncen. Nu putem să stăm în șa, vrem să o luăm la pas, dar vijelia culcă până și pădurea ca pe un lan de grâu. Brazii scârțâind amenință să ne zdrobească, huruitul unei avalanșe și stâncile prăbușindu-se fac un adevărat vacarm. Pe măsură ce coborâm însă, vântul se mai liniștește, zgomotul se pierde și rămânem într-o tăcere mortuară. După 9 ore de pași grei, pe seară ajungem în Valea Hangului și mai apoi la mănăstirea cu același nume. Este un fragment din La Romanie, una dintre cele mai complexe monografii ale țării noastre, făcută vreodată de un călător străin îndrăgostit de România. Jean-Alexandre Vaillant este numele său. A publicat cele 3 volume în anul 1844. Printre multe altele, în aceste cărți vorbea despre Calea Mare, un drum străvechi aflat pe culmea munților din Neamț și care ar face legătura cu Ardealul, drum ce apare menționat doar în câteva scrieri, la fel de străvechi, și care poate fi comparat cu o autostradă a vremurilor de demult. Această poveste începe în anul 2003, în Parcul Natural Vânător Neamț, când a apărut pentru prima dată ideea repopulării pădurilor românești cu specii de animale dispărute. Mai apoi, în data de 19 mai 2012, au fost eliberați din captivitate primii 5 zimbri, în apropierea comunei Crăcăuan. Treptat au fost aclimatizați și alții cu sălbăticia. Animalele s-au bucurat din plin de libertatea căpătată și au început să exploreze regiunea, ajungând acum să străbată de-a lungul și de-a latul 10.000 de hectare anual. Ba chiar între timp au apărut și primii pui născuți în libertate. Regia Națională a Pădurilor Romsilva, pentru că Parcul Natural Vânător Neamț este parte a Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva, se preocupă și de conservarea biodiversității și, mai mult decât atât, chiar de reintroducerea speciilor în libertate, a speciilor dispărute din libertate, astfel că pași, să zic eu, mai serios s-au făcut începând cu 2003. Când s-a luat legătura cu consultanți polonezi, pentru că în continuare polonezii sunt cei mai avansați din punct de vedere al cunoștințelor despre specia zimbru, atât în libertate cât și în captivitate, și pe baza unor fonduri puse la dispoziție de către Banca Mondială, s-a reușit construirea centrului de vizitare, s-a reușit construirea țarcului de aclimatizare, s-au adus zimbri din import, s-a făcut training pentru personal, pentru tranquilizare, pentru tratamente sanitare veterinare, astfel că după o perioadă mai lungă de gestație și nu neapărat numai din cauza noastră, doar în 2012 am reușit să punem în libertate primele 5 exemplare. De atunci, din 2012, în fiecare an, câte 5, câte 6, câte 2 exemplare, deci în fiecare an am avut puneri în libertate, am avut și satisfacția că deja din 2012 s-au înregistrat primele 2 fătări în libertate, zimbri 100% sălbatici, și acest lucru s-a repetat în 2014. Alte 2 exemplare fătate în libertate. Sperăm ca, eu știu, în primăvara lui 2016 să avem aceea surpriză plăcută, poate chiar mai mare, să fie nu 2, ci poate 3 sau poate chiar 4 exemplare. Pentru că acum în libertate sunt 20 de exemplare, din care, așa cum am zis, 2 pui fătați în 2014. Știm că toți au un nume sau aproape toți? Da, este una dintre... Este una dintre legendele pentru zimbre, dar această regulă este aproape firesc și logică, se aplică doar pentru exemplarele în captivitate. Odată dându-i drumul în libertate, din păcate, zimbrii își pierd numele frumos care ar trebui să înceapă cu roșii, pentru care noi avem an de an un concurs, se intitulează Se caută un nume. Anul acesta au fost câștigători românași de noștri, dar chiar cineva din Suedia a găsit numele cel mai potrivit pentru un zimbru, dar răspunsul este că dându-le drumul în libertate,
nu mai poartă nume. Numele sunt doar pentru cei în captivitate. Odată ce ajung în libertate, începe practic o altă viață, nu? Ce se întâmplă? Începe o altă viață pentru ei și pentru noi. Zimbrii stau în țarcul acesta de aclimatizare de 180 de hectare și în condiții de semi-libertate și se obișnuiesc cu condițiile de climă și de hrănire naturală, pentru că sunt hrăniți doar în timpul iernii, în țarcul de aclimatizare. Astfel că, odată lăsați în libertate, zimbrii, să zic eu între ghilimele, știu să se descurce. Și pentru noi, de asta am spus că este o altă viață și pentru noi, începe o altă, nu neapărat povară, dar o altă sarcină, și anume aceea monitorizării și a prevenirii conflictelor dintre om și zimbru. Nu este niciun secret, anul trecut câteva exemplare au făcut pagube în zona comunei Hangu, dar cetățenii au înțeles faptul că specia este ocrotită și în continuare au primit despăgubirile pe care le-au solicitat. Au fost ceva incidente minore în raza comunei Crăcăoani, dar iarăși cetățenii, mă rog, și ei au înțeles și nu au luat măsuri, să zic eu, represive și de capul lor. Sperăm să nu existe astfel de incidente și oricum îi asigurăm că pentru pagubele, să zic eu, făcute și dovedite că au fost făcute de câte zimbri, se primesc despăgubiri. Spuneați că până la urmă animalul reacționează ca orice animal de altfel, doar dacă este provocat, nu? Ca orice animal sălbatic, evită pe cât posibil contactul cu omul. Mă rog, în cazul zimbrilor, lucrurile se mai diluează în perioada de iarnă, când găsirea hranei pentru un animal de talie mare este dificilă și atunci sunt tentat să revină la locurile de hrănire sau, dacă, eu știu, există vreo claie de fân în drumul lor, cu siguranță nu vor ezita să mănânce din ea. Dar nu au fost incidente cu zimbri în libertate și, în general, majoritatea incidentelor se întâmplă cu animalele în captivitate, când, să zic eu, și etologia lor este schimbată, când spațiul este limitat, dar, în general, doar dacă cineva o caută cu lumânarea, s-ar putea să aibă probleme cu un zimbru. Odată ajunși în libertate, zimbrii s-au aventurat pe calea mare, drumul despre care vorbea atât călătorul Alexandre Vaian, cât și alți istorici români. Deși nu există dovezi istorice care avea legături cu vestitele căi romane, precum Via Apia sau Via Egnatia, cea care făcea legătura între Balcani și Orient, ascunde totuși multe mistere. Are o lățime de câțiva metri și odinioară era folosit de târgoveți și călugări, români sau străini, care se aventurau pe aceste meleaguri în pelerinajele lor, fie spre centrele comerciale, fie spre Muntele Ceahlău, Muntele Sfânt. Este doar, să zic eu, o înlănțuire logică de fapte și de date. Totul a pornit de la faptul că exemplarele, odată eliberate din zona, în zona Mitocu-Bălan, au mers pe un anume traseu și, făcând analiza toponimelor, a rezultat că acest traseu nu reprezintă altceva decât un vechi drum medieval. Există și ceva mărturii istorice, există și ceva, să zic eu, artefacte legate de această supoziție, dar este, să spun eu, o supoziție care cu adevărat merită cercetată de cei în măsură mai cu atenție. Practic, un drum pe care mergeau în perioada medievală, da, târgoveți, spuneați călugări care voiau să ajungă la mănăstirile din preajma acestui drum. Da, este vorba de, eu știu, de pelerinajul acesta al călugurilor din zona mănăstirilor Neamț și Secu către Muntele Ceahlău și refăceau sau mergeau pe drumul de culme, coborau în Albia Bistriței, pe vremea aceea nu exista lacul de acumulare, și apoi urcau din zona Hangu către Ceahlău. Există toate aceste toponime care au legătură cu cai, cu târguri, cu meseria de târgoveți și care actualmente se află undeva în mijlocul pădurii, dar în zona de culme, și toate acestea nu pot fi legate decât de existența acestui drum. Probabil că o cercetare mai atentă va aduce la suprafață noi și noi elemente. Există, de exemplu, și cunoscută și, mă rog, cunoscută de istorie, dar mai puțin cercetată, o anume cetate deasupra Hangului, Altân, nu, care face referire la cuvântul aur în limba turcă. Sunt multe lucruri care se leagă și, mă rog, sau care trebuie legate.
și pe care, iată, le-au descoperit zimbrii. Cum s-a întâmplat? Care e explicația? Explicația este iarăși relativ simplă. Deci de fiecare dată când făceam, să zic eu, analiza, monitorizarea deplasărilor zimbrii, ne loveam de acest toponim Calea Mare. Și pornind de la faptul că acest nume, Calea Mare, era dat și pentru Via Ignatia, cel de-al doilea drum important din Imperiul Roman, am putut să facem supoziția că undeva în zonă a existat într-adevăr o cale mare, a existat un drum comercial de mare amploare. Așa cum v-am zis, cercetarea toponimică ne-a întărit această supoziție și rămâne de văzut pe mai departe ce se va întâmpla. Legătura s-a făcut pornind de la această denumire Calea Mare pe care românii au dat-o la Via Ignatia, la un drum de mare importanță pentru acea perioadă. A românii l-au denumit Calea Mare. Iarăși am cercetat, să zic eu, frecvența acestei denumiri Calea Mare și am regăsit-o undeva pe Valea Lotrului, undeva în zona de trecere spre Bran, acolo unde într-adevăr se făcea comerț cu sare, cu oi și într-adevăr drumuri de importanță și drumuri care practic traversau Carpați, ceea ce este și cazul acestei căi mari. Deci, cu siguranță, calea asta mare a noastră are, să zic eu, legătură doar ca nume cu perioada antică. Ea este mai degrabă certificată pentru perioada medievală. Spuneați că mergând pe acest traseu, unul din zimbri a ajuns ceva mai departe de... Folosind acest traseu, unul din zimbri, oarecum de necrezut, a ajuns de partea cealaltă a lacului de acumulare, mă rog, profitând și de faptul că nivelul apelor este scăzut și acum fundul apei este acoperit de o vegetație abundentă, iarbacee. Unul dintre zimbri, într-adevăr, a trecut pe partea cealaltă, dincolo de viaduc, deci pe malul celălalt al lacului, venind să confirme încă o dată faptul că drumul, trecerea dinspre zona aceasta a Mănăstirii Neamțului, a Mănăstirii Secu, prin Hangu și către Ceahlău, poate fi făcut sau sigur a fost făcut și de oameni, nu numai de către zimbri. Așadar, încet, încet se apropie de destinația finală, Ceahlăul, nu? Este posibil și este foarte adevărat și ar veni, dacă un zimbru ar ajunge în Ceahlău, ar veni să... zic eu, să întrupeze o veche legendă românească privitoare la zimbrul alb. Există într-adevăr o legendă care pomenește de existența unui zimbru alb mitic care își face traiul pe vârful Ceahlăului sau în preajma Ceahlăului și care apare în momente de restriștri pentru nația română. Oricum, zona este plină de mistere și iată că nu numai zona Ceahlăului e plină de mistere, e plină de mistere și toată această zonă a Cracăului, Târgu Neamț, care trebuie descoperite. Cum ar trebui să se procedeze pentru a se cerceta mai în amănunt? Probabil că multă bunăvoință, ceva timp liber și lucrurile aproape că vin de la sine. Ele există, doar trebuie puse cap la cap. Ar putea fi transformat un astfel de traseu, știu eu, într-un traseu turistic? Nu numai într-un traseu turistic, noi intenționăm să marcăm această cale mare, să avem traseu turistic, dar el poate fi transformat dintr-un simplu traseu turistic într-o atracție turistică. Și avem cazul drumului de graniță între vechiul Imperiu Austro-Ungar și Moldova, așa numita cale Maria Tereza, care actualmente este un traseu de maraton și care face obiectul turismului a ecoturiștilor, atât român cât și, eu știu, nostalgici ai fostului Imperiu. Dacă tot am vorbit de Via Ignatia, grecii au reușit și au recondiționat mare parte din acest drum antic, care iarăși este devenit o atracție turistică. Și de ce nu, cu un pic de efort, am putea transforma și noi în această zonă o atracție turistică, această cale mare. Primul pas noi o să-l facem, probabil că anul viitor, printr-un proiect care se cheamă Ținutul Zimbrului, destinație ecoturistică. Vom reuși să marcăm acest drum și să sperăm că vor fi destui dorni să refacă vechile trasee, mai ales că secarea lacului de acumulare
mă rog, nu este o veste bună, dar din punctul meu de vedere, sau mă rog, din punct de vedere al turiștilor, este facilă legătura terestră cu muntele Ceahlău, nu mai trebuie ocolit. Deci s-ar putea ajunge pe jos, pornind de aici, până la Ceahlău. Spuneați la un moment dat că în preajma acestui, sau de-a lungul acestui drum, alte semne, cum că a fost foarte circulat, sunt acele fântâni? Da, există fântâni, se vede, nu mă pricep foarte mult, se vede că au o construcție arhaică, ele sunt știute de bătrâni, adică sunt de foarte multă vreme acolo și iarăși poate frecvența lor sau modul lor de amplasare te duce cu gândul tot la un drum circulat și la mai puțin la, nu știu, la un fund de pădure. Comuna Crăcăuani, pe raza cărei au fost eliberați zimbrii, este de asemenea menționată în cartea lui Alexandre Vaillant. La fel și satul Mitocul Bălan, nume tradus în franceză drept Mitoc lui Balanu. Există o carte a lui Neagu Giuvara care se cheamă Românii și în această carte se pomenește despre Via Ignatia, despre drumul care lega Bizanțul cu Roma, mă rog, prin portul Brindisi, și care trecea prin zonele locuite de aromâni, zona Cavala, zona Salonicului și mai departe în sudul Albaniei. Iar aromânii denumeau această Via Ignatia Calea Mare. Calea Mare ajungând să însemne și să aibă și o anume conotație spirituală de drum al vieții și al morții. Și am fost foarte mirat când, după ce am dat drumul la Zimbri în Libertate și am început să monitorizăm poziția lor, am regăsit foarte multe dintre pozițiile animalelor în libertate pe acest toponim, pe Calea Mare. Și m-a intrigat oarecum, pentru că această Cale Mare nu s-ar afla decât undeva în zona Mitocul Bălan. O zonă, mă rog, care este mai departe de șoseaua națională, mai departe de drumul asfaltat, o zonă unde, practic, se oprește civilizația. Și atunci, cum Calea Mare, undeva unde civilizația, să zic, este, nu e chiar la locul ei. Și s-a făcut o cercetare doar toponimică și s-au găsit, eu știu, patronime care se găsesc atât în zona Mitocul Bălan, cât și în zona Hangu. E vorba de Onu, e vorba de Coroi. Cei care sunt din zonă știu povești cu haiducul Coroi, dar apar denumiri atât în zona de deasupra mănăstirii Sihla, cât și în zona Petru Vodă, ceea ce arată că haiducul totuși circula destul de mult. Apar foarte multe nume legate de naționalități care erau comercianți în vechile țări românești și mă refer la sași, la sârbi sau chiar dintre conaționalii noștri, la brăneni, la brăileni, și distribuția lor arată oarecum și traseul, vechea rută de comerț. Foarte multe sau destule nume legate de cai, de grajduri, de târguri, cu simpla mențiune că acum aceste nume redau vârfuri sau locuri care se află undeva în mijlocul pădurii și departe de zonele locuite. Dar și acestea, una peste alta, arată că în zonă totuși exista trafic, exista mișcare. Foarte dese sunt aceste denumiri care au legătură cu comorile, atât în zona Mănăstirii Neamț, cât și deasupra cetății Neamț, cât și în zona Petru Vodă, Poiana, Hangu. Și puse cap la cap toate aceste informații, deci doar vorbind despre denumiri geografice, arată cam în felul următor. Deci există, să zic eu, oarecum supoziția, dar această supoziție este oarecum certificată și de documente istorice. Că exista un vechi drum, cel puțin medieval, pe drumul de culme, care trece pe deasupra mănăstirilor Secu, Sihăstria și care mai apoi coboară spre Hangu. Există iarăși relatări despre călugări care plecau în pelerinaj de la mănăstirea Neamț pe deasupra mănăstirii Secu și mergând pe drumul de culme coborau prin Hangu către muntele Ceahlău. Există de asemenea iarăși scris și, mă rog, și Nicolae Iorga face referire la călătoria francezului Vaillant
către Ceahlău, plecat din Piatra Neamț, a ajuns la Mitocul Bălan și scrie negru pe alb că a mers pe Calea Mare și a coborât la Schitul Hangu și mai departe către Ceahlău. Și acum să vedem traseul Zimbrilor. Și acum traseul Zimbrilor, pentru că, așa cum v-am zis, toată această poveste a fost, să zic eu, repovestită de către Zimbri în libertate. Sunt poziții succesive ale animalelor în libertate care, vedeți, au refăcut aproape integral drumul pe care noi l-am estimat doar folosindu-ne de denumirile geografice. Iarăși, așa poate este în premieră pentru dumneavoastră, pentru prima oară un Zimbru în libertate a fost semnalat dincolo de lacul de acumulare. Acum lacul este secat undeva în zona viaductului, în zona Poiana Teiului, adică drumul lor a continuat nu numai deasupra Hangului, ci și chiar peste Bistrița, încercând să repete oarecum sau să certifice faptul că a existat un drum comercial, nu știm cât de vechi, același voiam face referire la evenimente istorice din vremea lui Petru Rareș, deci undeva prin secolul XVI. Cine a fost, de fapt, Alexandru Vaian și de unde interesul său pentru România? A fost nu numai călător, a fost și profesor prin București, a fost și revoluționar. Mă rog, în perioada pașoptistă a trebuit să plece din țara românească și să întoarcă în Moldova, dar el este cunoscut ca fiind primul călător străin care a făcut o descriere a Ceahlăului. Și plecând din Piatra Neamț ca să ajungă la Ceahlău, a făcut un traseu oarecum ciudat, dar care vine să întărească ceea ce noi am discutat până acum, și anume a plecat din Piatra Neamț, a ajuns la Crăcăuani, a trecut prin Mitocul Bălan și bineînțeles că luând-o pe Calea Mare, povestește cum a înfruntat, eu știu, noaptea, vânturile, stâncile și cum până la urmă a coborât la Schitul Hangu și, mă rog, s-a ospătat, a înoptat și mai departe a plecat către Ceahlău. Dar această poveste scrisă, mă rog, la un moment dat și Iorga face referire la acest Vaian, nu vine decât să certifice faptul că acest drum era unul arhicunoscut. El povestește cu căruțele, cum s-a întâmplat, deci era chiar un drum arhicunoscut și foarte folosit. Era un fel de autostradă, a vremurilor. Un fel de autostradă a vremurilor, da. Care, mă rog, până să avem autostrăzile ale vremurilor noastre, poate le resuscităm peste a vechi. Acesta este un mic traseu turistic. Da, un mic traseu turistic care duce, unul merge în Țarcu de aclimatizare, Zimbri, avem o punte suspendată de unde se poate observa Zimbri, și al doilea traseu educațional merge până la grădina zoologică de la Gorj Vodă. Aproximativ cam jumătate de oră se poate parcurge pe traseu. Am înțeles. Spuneați că mai mult vin grupuri de copii. Da, grupuri din special școli din zonă, din Moldova. Avem și niște manuale. Școli din zonă învață despre ele, sau nu știu cum. Învață despre Zimbri. Despre Zimbri, da. Despre Zimbri, faula din Parcul Natural Vânători Neamț. Dumneavoastră vă ocupați practic cu hrănirea lor? Cu hrănirea, în special monitorizarea lor. Avem în semi-libertate, avem în Țarcu, unde mergem acum, avem în captivitate la zoo, la grădina zoologică, și în libertate. Avem în zona chitele pe o povedață în libertate. În special, vara îi monitorizăm cu sisteme de GPS, cu un fel de radiotelemetrie se numește sistemul de monitorizare, și iarna, la 1 noiembrie, sau cum, când vine iarna, frigul, le dăm concentrate și fân. Au niște locuri de hrănire speciale, unde noi le punem din două în două zile mâncare. Deci tu să vin acolo? Da, special, da, vin. Ce ne puteți spune despre acest drum, Calea Mare, da? Pentru că sunteți localnic de acolo, din Crăcăuani. Da, despre Calea Mare ce vă pot spune? De la bătrâni, ce am auzit de la bătrâni, de la pădurare mai vechi, din zona Mitocului Bălan, de la Cracău,
Calea Mare se mai numește și drumul Târgului. Se făcea schimbul din mărfuri între răsărit și apus. Această Calea Mare merge de la Mitoc, merge pe la Comori, cum spune și lumina de Comori. Poate sunt ceva pe acolo, sau nu? Fântâna lui Onu, sunt niște denumiri populare, dar și este la Hangu, e la schitul Hangu, poiana largului, Durău, înspre Ardeal. Deci toate aceste denumiri practic demonstrează faptul că da, era circulată da, intens. Da. Și la ora actuală se mai văd niște pe porțiuni, se vede chiar bine această Cale Mare. Și drumul practic a fost folosit de zimbri imediat ce au fost... Imediat după ce i-am dat în libertate, chiar pe zona aia și-a făcut veacul. În fiecare vară, chiar pe acolo stau. Sunt niște poieni frumoase, se numește Poiana Maicilor, denumirea populară. Spuneați la un moment dat că a fost și linie de front acolo, nu? Linie de front, da, s-au găsit niște arme. La niște controle s-au găsit niște arme, numai scheletul de la arme, care erau pus în arbori. Este la Hangu, este descoperit o fel de cetate sau un fel de... un punct vamal ceva, nu știu, ca un, pentru drum ceva, era scosit acum să fac cercetări. Cât este de important să se facă în continuare aceste cercetări pentru zonă din punct de vedere turistic? Ar fi foarte important, vă dați seama. Spuneați da. Că ați avut grupuri. Am avut niște grupuri de străini, se cheamă safari în Ținutul Neamțului sau pentru zimbri în libertate. Să descoperim altfel și noi Ținutul Românesc, mai bine zis, sau... Și cum s-a desfășurat, mai exact? Cum se desfășoară un astfel de safari? Se vine de la parc, se pleacă de la parc. Noi luăm sistemul de monitorizare de pe calculatoarele noastre, punct de GPS. Mergem în teren cu jeepurile cât putem, de acolo mergem pe jos. Și monitorizăm în teren în funcție cum avem semnal la antenele alea. E posibil să-i vedem, e posibil să nu-i vedem în libertate. Ei sunt stăpânii pădurilor. Ca orice animal sălbatic, își găsește, se ascunde, fuge de om, sunt că vine la om, atacă omul, dar nu este adevărat. El fuge ca orice fel de animal, animal mare, solitar, în special, masculul e solitar, merg singur, de unii singuri, femeile conduc. Pe principiul matriarhatului. Da, 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 cam așa, da. Ne apropiem de locul în care se observă cel mai bine, nu, bă, da. Zimbrii aflați în acest perimetru. Țar de preeliberare zimbri. Și practic aici ai aclimatizat? Nu, aici îi aducem sau se nasc și la o etate de la 2-3 ani îi ducem la chitele, aici îi tranquilizăm, le facem tot ce este necesar în vederea să fie sănătoși, clinici sănătoși, luăm, facem niște un set de analize, îi ducem în țarcul de la chitele, de aclimatizare chitele, îi ținem acolo aproximativ o lună, două de zile și pe urmă îi dăm în libertate, îi punem în libertate. Pe microchipați, bineînțeles. Da, le punem zgardă cu chip, senzor de mișcare și senzor de mortalitate. Când se întâmplă ceva cu zgarda sau ne dă un semn pe calculator cu punctul roșu. Aici ai țarcul pentru perioada rece. Sunt hrănitoarele. Și ei văd că da, stau la avem masă și un puiuț, da. Le dăm mere, suculente acum, cum e și toamna. Am înțeles că merele sunt printre preferatele. Da, nu? Da. Fructele în special. Țarcul se întinde pe 180 de hectare. Este gard de plasă de sârmă și aici e gard electric. Ca să nu ne scăpi un exemplar. S-a întâmplat vreodată? Da. Cât nu a fost gardul ăsta electric, în fiecare săptămână e așa. Și cum îi prindeați? Îi dădeam, îi punem nadă, mere, tot la fel. Cu nadă și intrau înapoi. Îi păcăleați? Da. Spuneați că au mai fost incidente cu localnici prin comună. Am avut la Crăcău, chiar acolo la Crăcău, 6 femei aduse din Anglia, care au fost aduse de la grădini zoologici din Anglia și în Irlanda, și învățate cu gard, cu ceva deasupra capului, au venit în sat la noi, la mere, la porumb, la sfeclă, și le-am dat tot la fel, le-am ademenit și le-am dus la locul lor, în pădure, la unde este locul. Și acum s-au obișnuit. Da, da. S-au întâlnit cu ceilalți și acum sperăm să fie bine. Ați făcut așa o... Da, le-am cumulat cumva. Un mix da, irlandez. Da, un mix și am trimis înapoi unde este locul.
incidente cu braconieri au fost vreodată? Din 2012 până acum n-am avut incidente cu braconieri. Și au fost zimbrii, s-au deplasat foarte mult în toți anii ăștia. Au ajuns chiar la Hangu, chiar pe la Râșca, la Ocolul Silic Fălticeni. Deci nu semnă la până acum probleme deosebite. Și bănuiesc că nici nu vă doriți. Da, nici nu ne dorim să avem probleme deosebite. Chiar la Hangu se zice că acolo e patria braconierilor, dar n-am avut cu ei probleme. Toată iarna o stat acolo la Hangu. Probabil le și oarecum teamă, nu? Da, este un da, animal se, masiv. Da, masiv. E un cutit de lege. Mai ales. Da, 30.000 de euro e valoarea unui zimbru. Un exemplar. Da, un exemplar de zimbru. Ei, să nu se ajungă. La da, să nu se ajungă. Sperăm și de acum să nu se ajungă. Știm că în țară mai sunt crescătorii de zimbri sau cum le putem... Rezervații de zimbri. Mai avem la Neagra Bucșani, în județul Dâmbovița, și la Hațec, în județul Hunedoara. Și mai este o firmă la Vama Buzău. Dar în Libertate suntem singurul parc natural din România cu zimbri dați în Libertate. Și spuneați că în afara țării unde mai sunt? Mai avem dați în Libertate în Ucraina și în Polonia. Atât? Da. La noi în Europa, ce știm, sunt în America bizonii care dar la noi în Europa, Polonia a fost singura țară, prima țară care a dat în libertate, Ucraina și a treia suntem noi. De asta și noi am ajuns la polonezi, de am luat da. În și acele linii dreapte de la noi, de la Parcul Natural Vânători, până în Ucraina, 80 de kilometri, în linii dreapte. Care sunt șansele să se întâlnească? Șansele sunt foarte mari să se întâlnească. Depinde de migrația lor, cum migrează ei. Mai ales în perioada de împerechiere. Da, de împerechiere și de vegetație, că ei merg în funcție de hrană, și găsească hrană. Ar fi un lucru. Ar fi un lucru nemaipomenit. Mai va fi un lucru bun. Calea Mare a intrat recent și în atenția celor care se îngrijesc de protejarea patrimoniului național. Asta tocmai din cauză că povestea sa e mult prea puțin menționată în documentele istorice. Înainte de toate vreau să vă zic că am avut ocazia să ascult comunicarea domnului Cătănoiu despre Calea Mare de la Crăcăuani la un simpozion la Vânători Neamț. Am fost interesat ca medievist pentru că, iarăși am să vă zic, am mai făcut și o serie de cercetări în domeniu, asupra zonei, cu referire în mod special pe cetatea Neamțului și știu că am găsit niște referiri că la Neculce, că în zona Neamțului au existat anumite tainițe sau locuri unde, la vreme de primejdie, s-ascundea tezaurul țării. Acum nota bine pentru detectoriști. Știu că a fost un anume boier Gataie Surugiu care a fost decapitat pentru faptul că ar fi dezvăluit aceste tainițe. Și bineînțeles că ele probabil au fost dezafectate, nu mai sunt acum probabil niște beciuri, niște gropi, unde anume pădurea este destul de mare. Oricum, dumnealui știu că a prezentat atunci o serie întreagă de toponime, cum ar fi cele legate de Altân, Valea Altân, dealul Comorilor și așa mai departe, care iată îmi făcea o legătură destul de interesantă cu ceea ce observasem în cronica lui Neculce. Dar, pe de altă parte, și o serie de amenajări stabile. Era vorba și este vorba despre o cale, un drum foarte vechi, un drum ce făcea legătura de o parte și alta a muntelui între zona Magazia Crăcăuani, cine știe zona, cu Hangu. Un drum care astăzi este dezafectat, astăzi nu există, probabil se circulă doar pe căi de acces forestiere, dar cel puțin este interesant și într-un fel făcea și o anumită paralelă cu drumul ce făcea comunicarea între Pipirig și Poiana Largului spre Pasul Tulgheș. Ambele drumuri fac această legătură cu Transilvania prin zona Pasului Tulgheș. Totodată mai știam de acest drum că în capătul lui, exact în capătul lui, asta am observat pe harta ce am văzut-o atunci la comunicare, că în capătul lui este și o cetate din epoca bronzului. Ori asta spune foarte mult. De ce este așa de important un drum? Totdeauna ne gândim, doamne, până la urmă ce e așa mare treabă? Este o potecă. Ar trebui într-un fel sau dacă vom face comparația cu
un sistem sanguin, atunci vom înțelege mult mai mult. Drumul este ca vena de sânge. Este mai largă, circulația sângelui este mult mai bună și alimentează mult mai bine. Exact așa se întâmplă și cu drumurile noastre. Uitați-vă, de exemplu, am să fac o paralelă cu Moldova zilelor noastre, care nu are autostradă. Și uitați-vă cât de strangulată și cât de greu se dezvoltă economic, anume din această privință. Sunt niște chestiuni elementare pe care le putem vedea la lumina zilei, acum, fără niciun fel de cunoștință suplimentare, n-ar trebui să le avem. Ei, exact aici vreau să vorbesc despre importanța acestei căi. Și dacă avem o fortificație din epoca bronzului, asta înseamnă că ne coboară foarte jos, ne coboară mult mai jos decât ceea ce la un moment dat a apărut în presă, că ar fi vorba despre o cale făcută de romani, o comparație cu Vila Ignatia, adică ceea ce s-a vrut inițial a arătat drept o comparație cam cum ar trebui să arate respectivul drum, lumea a înțeles-o că de fapt este poza acelui traseu. Din păcate, n-am avut ocazia să văd eu la fața locului, pentru că drumul este destul de greu, accesibil, ca să vedem până la urmă ceva ce, iată, se dovedește de mare interes și care nu prea a fost reflectat în istoriografia română. În mare parte, chiar și drumurile medievale, la felul cum se amenajau ele, de regulă se alegeau drumurile de culme, terasele mai înalte ale râurilor. De ce? Ca să nu se meargă prin smâcuri, prin mlaștini, prin, mai știu eu, inclusiv zone cu foarte greu accesibile din cauza vegetației și așa mai departe. Deci se alegeau drumurile cele mai facile de parcurs. În cazul ăsta, iarăși avem o confirmare, este un drum de culme pe care Zimri l-au readus la lumină. Da, întâmplarea chiar este o întâmplare fericită că traseul Zimbrilor s-a stabilizat anume pe partea aceea, dar iarăși vă spun, este o confirmare. Cât este de important începerea cercetărilor în zonă? Pentru că vorbeați de toate acele, da, pot fi comori, sunt tot felul de legende care ar putea să se concretizeze, nu? Acum, la povestea comorilor, știți, întotdeauna asociem o enigmă istorică neapărat cu o comoară, cum s-ar întâmpla în cazul unei fortificații. Imediat ne gândim unii tunelul și acolo, în tunelul respectiv, cu siguranță, o să găsim blana de samura lui Ștefan cel Mare. Nici într-un caz nu este vorba de așa ceva și sunt foarte ferm convins de lucrurile astea. Când am vorbit despre Valea Comorilor sau am spus că este locul unde, de regulă, pe vremuri de răstriști, s-ascundea tezaurul țării Moldovei, asta nu înseamnă că acolo aș rămas. După ce trecea perioada asta mai dificilă, războaie, jafuri, perioade destul de tulburi în istoria țării Moldovei și am avut destule, tezaurul respectiv era recuperat și readus în visteria țării Moldovei. Dar haideți să ne referim atunci la comorile între ghilimele, din punct de vedere arheologic. Ar putea fi făcute, știu eu, multe descoperiri în zonă, nu? Da, în primul rând, una dintre marile comori pe care deja, într-un fel, au reușit cei de la Parcul Natural Vânători Neamț să le scoată la lumină, este vorba de acel tezaur topografic. Foarte interesant. Deci vă spun că, inclusiv dacă vorbim despre Batca Târgurilor sau, de exemplu, dacă vorbim despre din cime mai aduc aminti Poiana lui Coroi este în partea cealaltă, unde este cu zona de Sihăstrii, aproape de schitul Sihla, dar Poiana Târgurilor, deci sunt niște stabilimente care, nu știu acum în ce măsură am fost și sunt confruntat cu o cercetare arheologică în zonă montană, în zonă cu păduri. Este foarte greu să găsești așa ceva la fața locului, să găsești niște vestigii arheologice și vorbesc aici de schitul Nifon, unde noi am avut o litieră, dacă nu am fi fost foarte atenți, cred că treceam pe neobservate pe lângă acel schit și este vorba de vestigii de piatră la 2 metri înălțime.
de la nivelul solului. Prin urmare, acolo ce poate să fie? Poate să fie eventual ceva, niște ruine acoperite de vegetație, de litieră, de, și la ruine, la ce mă pot gândi, mare parte, pentru că nu este vorba despre stabilimente din astea, așezări propriu-zise, la, nu, nici într-un caz. Ceva sezonier, ceva, hai să ne gândim cam cum ar arăta și acum o stână. Făcută sezonier, un punct de control, o zonă care eventual să supravegheze trecerea, să asigure liniștea trecătorilor și siguranța, dacă vreți, pentru că am avut strajă care s-a ocupat de așa ceva, mă refer în mod special pe partea de Evmediu. Dacă vorbim despre perioadele mult mai îndepărtate, lucrurile nu stau neapărat chiar atât de bine organizate, deși asta nu înseamnă că ar trebui să excludem o asemenea variantă. Prin urmare, amenajările astea, dacă vorbim de ceva de lemn și pământ, gândiți-vă că sunt materiale perisabile, gândiți-vă în același timp că și terenul ne poate juca feste. Iar în atâta timp scurs, inclusiv vegetația, inclusiv posibilele alunecări de teren puteau să afecteze microrelieful în zonă, astfel încât vă spun asemenea căutări, deocamdată eu le consider cu rezultate, cu șansă de reușită destul de limitate. Dar cel puțin și cine interesează și unii este, iarăși ca să vă spun așa, o să mă întrebați, vai, dar atunci ce interesare? Este interesul foarte mare, anume pentru a putea contura respectivul traseu, pentru a-l putea marca, de exemplu, domnul Cătănoi spunea că este pretabil inclusiv pentru organizarea unor piste de genul piste de bicicletă sau piste de alergare. Prin urmare, ele pot fi introduse în circuitul turistic, marcat ca atare, poate fi reconstituită în măsura posibilităților. Un istoric al acelor zone, după o cercetare, bineînțeles, că deocamdată noi suntem la faza aceea de primă noutate. Wow! Am văzut, interesant, frumos, vai, dar ce perspective de cercetare deschide, dar până când nu ajungem, nu coborăm strict la document, strict la, în primul rând, la studiul terenului, că vedeți că este foarte dificil de ajuns acolo. Mă gândesc inclusiv la autoritățile publice locale care ar putea eventual să amenajeze o cale de acces acolo, în zonă, până ajunge la Calea Mare. De exemplu, sătenii o cunosc foarte bine, dar un turist, dacă ajunge acolo, se pierde. Mă apelase cineva telefonic că s-a aflat la magazie. Doamne, spune-mi, te rog, că vreau numai decât să ajung în partea aceea. Doamne, întreabă de săteni. Cic, da, toți vorbesc despre calea, despre Calea Mare. Mi-au arătat, cic, uite, de aici aș merge drept înainte. Dar unde o fi înaintele ăla și cum ajunge, este mai dificil. Prin urmare, vă spun, dacă este vorba despre niște strategii de punere în valoare acestui drum, ar trebui să pornească inclusiv de la amenajare, de la semnalizare, și nu sunt bani neapărat foarte mulți de cheltuiți aici. Banii o să vină după ce vin turiștii curioși și să vadă despre ce este vorba, și chiar gândiți-vă și la posibilitatea aceea de a admira frumusețile naturii de pe vârful muntelui. Deci e ușor de traversat, prin urmare, inclusiv pentru un traseu turistic cu o plimbare în natură este foarte pretabil. Și iată, mai avem încă un obiectiv destul de interesant și incitant în același timp.